În aceste zile, la Albena, în Bulgaria, se desfășoară campionatul mondial de box feminin pentru tineri și juniori, în trecere la care au fost prezente și două pugiliste de la CSM Zalău. Alina Știrb, pregătită de Ioan Popa, a intrat prima în luptă luni seara, dar, din păcate pentru ea și pentru delegația română, a pierdut la limită în fața unei sportive din India. Cealaltă pugilistă din Zalău, Luca Bota, antrenată de Ioan Dragoș, a boxat aseară în compania franțuzoicei Michelle Davina. Lipsa de experiență în competițiile internaționale și-a spus cuvântul, iar zălăuanca a fost învinsă categoric cu scorul de 1-11. Din păcate pentru noi, Raluca a întâlnit o favorită la o medalie, iar eleva mea nu i-a putut face față. Lipsa de experiență și-a spus cuvântul, însă o participare la un turneu mondial nu poate fi decât benefică pe viitor.